Haideți să privim o încercare de apropiere timidă între Dani și Iuliana. Apropiere teoretică deocamdată, printr-o discuție pornită de la întrebările lui. Și acum tu până să vii unde ai stat? Ai zis, ai fost în vacanță în Belgia. În Bistrița, doar m-am dus la o prietenă mea în Belgia. Ai unii la o relație să fie așa implicat în mai multe chestii? Adică nu doar o relație iubiți și atât, vă vedeți și atât. Să aveți chestii în comune, să faceți chestii în comune, bani împreună, activități, să stați împreună sau ceva de genul, adică să fie mai avansat la asta. Da. A, te referi cu banii la comun? Nu, cu banii la comun, dar cu... să fie mai mult decât o simplă relație. Împreună. Da, să aveți o viață normal. Împreună. Da, da, da. Păi, da, ambele relații au fost, am locuit împreună. Da, am stat împreună, am și în Austria. În Austria? Da, am în Viena, doar ți-am mai povestit pe aici, ai uitat? Da, ai uitat. Nu te băza, că o să te mai întreb și peste 3 zile. Cum? Așa sunt eu, ca uituc. Ei, ba, da, oricum, bune. Ceva ce te interesează, nu uiți așa. Da, nu e adevărat. Și te-am spus, am mai dat exemplul ăsta. Și dacă mă trimis la magazin, i-am... Eu, spre exemplu, de cine? De Adriana, de Albert sau așa, o chestie care mă interesează așa, eu să știu că eu nu uit. Foarte repede mă mărești, doar lucrurile care nu-mi pas să le uit. Nu sunt așa. În ce țară te vedea să lucrui și mai mult? Momentan, nu zic, peste 30 de ani, 40 de ani. Mm-hmm. Mai sincer să fiu... Eu cred că m-aș muta în Germania. Am vrut să zic că m-aș muta oriunde, da? În ce oraș ai fost? Am fost în Offenburg, am fost în Hamburg, am fost în Nürnberg. Și fizic, cum vezi bărbatul? Că tu zici că de mine nu-ți place. Cum îl văd? Da. Brunet, nu-mi imaginez. Că eu sunt blond. Păi tu ai zis. Păi da, am zis asta. Că eu am zis, eu cred că și când am venit aici, nu știu. Nu mi-aduc aminte exact ce am mai dat testimoniale, dar... Să fie înalt. Deci asta, cred că asta am zis prima și prima dată. Pentru că am o problemă. Eu nu pot să fiu cu ceva mai micul sesături, că nu știu, am ceva fixat așa. Și acum să cât de cât să-ți placă, că nu pot să... nu știu. Că zici că hai, că îndrăgești pe parcursul ăia, că nu-ți place așa... Asta clar, acolo. Dacă nu e... Păi cu asta începi la drum, știi? Da, adică cu asta dai start. Păi da, asta, exact, dragostea, exact. Și iubirea, da. Și vine pe parcurs. Și ce te-a făcut să spui că nu-ți place de mine? Ce m-a făcut să spun că nu-mi place de tine? Mm-hmm. Cum să zic? Pot să zic că cred și în dragoste la prima vedere. Da? Eu pot să zic despre mine că cred și în dragoste la prima vedere sau să-ți placă, dar să nu fie dragostea aia atât de... Adică conexiunea aia atât de puternică, vizuală la prima. Mm-hmm. Poate că ai fost și așa mai rezervat. Bine, că nu ești nici brunet, dar... nu contează, că ai și aici drăguț și... Dar... Atitudinea mai mult. Da. Atitudinea, nu? Da. Mi-ar fi plăcut să fii mult mai hotărât, știi? Dar hotărât sunt, doar că nu exprim adică... la fel ca alte persoane. Și să... Așa aș fi văzut eu momentul, să fie hotărât și să spună, știi cum e, ok, e un lucru bun să spui să ai răbdare. Pentru că chiar e un lucru bun, eu am învățat aici, știi? Da. Pentru că și cu orice am zis, am văzut că dacă stau liniștită și am răbdare, eu sunt ok acum, știi? Am venit, că eu chiar am venit aici, m-am înscris eu și am venit cu gânduri serioase, știi? Adică nu am venit aici să mă... Eu m-am înscris. Și na, nu mă scriam aiurea, puteam să mă duc la alte misiuni dacă vreau, așa. Da. Și am venit la misiunea asta, știind că de aici poți să ajungi în finală doar căsătorit, mă duceam altundeva dacă era. Și ai răbdare sau... Dar uneori te mai și saturi să mă... Păi da, chiar dacă este hotărât... Eu nu spre asta. Cum ai zis tu, mă înțeleg bine cu toată lumea, să am răbdare pentru experiență. Pentru... E așa, nu știu cum ai zis, ai formulat tu, pentru experiență sau pentru pe aventura asta, să o trăiesc din plin. Cu cuvintele tale ți-am zis că tu ai zis că e aventura asta. Da. Știi, adică o trăiesc și eu, că mă bucur și nu o să uit niciodată momentele, ți-am zis. Dar până la urmă, nu vezi, nu știu, pe primul loc era să fie, să cunoști pe cineva real, să fie dragostea aia din filme, că de aia ai venit aici. Din moment ce tu ai venit în emisiunea asta, viața ta e publică. Da, da, uite, vezi cum ești tu hotărât. Nu poți să, eu persoană, băiat, o fată, nu contează, să-l pui într-o mulțime și să-l pui într-o săptămână, două,
gata, nu e hotărât. Ei, poate el e hotărât cu planurile lui. Doar că trebuie să găsească persoana potrivită. E sigur, nu poți să spun. Așa e. Unii au ani de zile să-și dau seama dacă sunt potrivit sau nu. Aici, într-o săptămână sau două... Nu e vorba de asta, este vorba de cum te, îți manifesti tu, cum te manifesti tu sau cum să zic, eu te înțeleg. Probabil nu ai simțit nimic. Crede-mă, eu dacă aș vedea un bărbat și mi-ar fi așa, eu aș, m-aș fi duce la el și aș vorbi. Bă, te plac, știi? Adică, eu sunt foarte direct. Și n-ai simțit față de nimeni chestia asta? Ce? În totalitate, așa? Uh-huh. Nu. Tu, și dacă mi-ar place, eu nu aș, nu știu, nu aș alerga spre el, Doamne, l-am găsit. M-aș preface că este tot în regulă și probabil nu aș da atât de multă importanță ca să vadă că îmi place. Uh-huh. Știi? Adică, da. Și dacă i-aș spune, ok, ești frumos, îmi place, îmi place fizic sau... Dar nu, cum să zic, nu aș fi pe aici tot timpul după el sau nu i-aș arăta. Pentru că aș avea răbdare puțin ca să văd dacă nu se schimbă, dacă nu se plictisește. Exact. Din faptul că eu îl ignor puțin așa, exact. Și să vedem cum se comportă. Da. Dar dacă mi-ar place și ăsta, eu aș spune și în live. Da. Când ar intra, băi, îi place. Știi? Nu știu. Dar aș aștepta. Chiar aș aștepta să văd. O săptămână, două, să văd. Nu se plictisește. Chiar o veni pentru mine sau... Da. Știi? Adică nu m-aș mai grăbi așa. Da, da, da. Că ți s-ar confirma anumite chestii. Mi s-ar confirma? Da. Timpul confirmă anumite chestii. Da. Știi? Exact. Așa, să zici. Vorba dulce mult aduce. Dar nu? După aia... Așa zic și eu. Și că e terapie de cuplu. Da. Da. Sincer. Da. Ai fost și încă ești persoana din casă care mă enervează puțin cel mai mult, așa, știi? Eu? Ha. Te enervezi? Enervezi. E mult spus. Mă refer... Nu știu, ești... Te schimbi așa, nu știu cum... Bipolară? Da. E prea mult spus bipolară. Da, nu prea mult spus. Nu știu, schimbi stările așa... Odată... Te uiți pe pereți, odată te uiți și zâmbești și gen mă pupi, odată... Dar nu te-am pupat. Nu, așa gen cu buze, cum faci tu, încă da, m-am pupat. Păi, da, așa sunt eu. Da? Capricile iubirii. Așa, și ce faceți, cum sunteți? Staționăm. Foarte bine, Doamne ajută. Da, stați ca și acum, unul într-o parte de canapea și unul în cealaltă parte de canapea. Adică spațiul vostru intim este chiar atât de mare? Este doamna Mihaela acolo. Da, care dar nu vorbesc de acum. Eu vorbesc și despre imagine. Adică Iuliana era într-o parte de canapea și Dani în... Parte. Așa e la început, așa e la început. Nu, a venit el lângă mine pentru că era pe o altă canapea și purtam o conversație și urlam efectiv și a zis hai că vin lângă tine și s-a pus chiar în margine. Eu m-am bucurat să văd că nu e Dani mut. Am auzit, deci vorbește, ești ok. Doamne ajută! Ați văzut? Nu e... Dar tu ce faci, Iuliana? Trimiți semnale mixte, ba, îl pupi, ba, îl ignori? Aici asta nu vreau să se interpreteți greșit. Eu mă înțeleg foarte bine cu Dani, doar că vorbeam așa și el mi-a zis că sunt persoana care, nu știu de ce, sunt pare așa de enervată pentru el, dar e în regulă. Și eu așa fac, eu dacă uneori ridic, vorbesc mai tare sau, dar chiar nu țin minte să mă fie enervat de foarte mult timp. Am avut, de când sunt aici, am avut două ieșiri nervoase și nu vreau să mai am. Și eu nu pot să țin supărare. Și dacă mă cernesc o fată sau așa, imediat îi dau un pupic așa din mail sau o întreb ce face. Eu nu vreau să fiu supărată cu nimeni în casa aceasta. Și nu... Despre ce vorbim aici? Ne-am uitat voi la un film artistic și noi la alte lucruri, ca să înțelegem și noi. Păi tocmai ce ce faceți? Da. Vrei să spunem? Da. Așteaptă un băiat nou. Da, dar la chestia asta mă enervează, am auzit-o de mai multe ori și când eram aici și când am ieșit, asta cu dragoste de la prima vedere și chestii, filmele astea care le facem... Da, chiar că-și fac filme. Nu sunt...
nu sunt realiste. Dacă el s-a apropiat, tu știi foarte bine că sunt direct tot timpul și am fost cu tine și ți-am zis de fiecare dată. Omul, dacă s-a apropiat și tot asta, dai lui șansa. Lasă că să poate, poate dacă după ce place, vorbim, dacă nu-ți place, nu, eu și, nu știu. Nu. Despre ce vorbești? Adică dacă tu nu ai un... poți să îi dai o șansă unui om care tu nu ai atracție fizică? Despre ce vorbim aici? Stai puțin. Atracție fizică poate să vină și cu timpul. Lasă-mă, Khaled, că depășești momentul. Hai depășit. Da, și chestia cu enervatul nu am spus într-un... Te-ai supărat pe Khaled? Ce s-a întâmplat? Da, adică cum să zici așa ceva? Dacă... N-ai cunoscut așa, înțelegi direct. Înțelegi bine, cu nu există nimic, atracție fizică, nu trebuie, nimic. Dar nu, consider că nu trebuie să dai șansa unui om? Dar uite, Iuliana, Liviu te-a atras de la început? Pe Liviu, da, oarecum, doar că l-am și scos din ecuație, deoarece atunci era într-o cunoaștere, să zicem așa, cu Andrada, adică nu era oficial, era neoficial și nu l-am privit cu alți ochi, dar pe Liviu l-am văzut tiparul meu de la bun început, doar că nu l-am privit cu alți ochi, deoarece... Paolo, ce încălcite sunt căile, da, dragostei. Uneori mă întreb, dar ce ziceai, că așteaptă un băiat nou? Da. Și dacă intră mâine, câți concurenți trebuie trei. Să intre? Trei. Și dacă o să intre trei fete? A, stai, sunt binevenite, noi avem locuri. E bine pentru Dani. Da. Cam auzit că în casa băieților nu prea mai e loc, nu? Eu mai este un pat disponibil. A. Și canapeaua, acum nu știu dacă se pune la... Acum, dar nu o să punem pe cineva să doarmă pe canapea, dar... Și la fete, câte locuri sunt disponibile? Două. Uite, Dani, ai spus că tu, în general, ești un tip foarte hotărât. Adică știi ce-ți dorești de la viață, da, și, în general, ai puțină răbdare să vezi dacă acele lucruri se concretizează. Exact. În ceea ce le privește pe fete, că ai spus că ai văzut de acasă, da, puțin, ți-ai, da, format o oareșce părere despre ele, după care ai intrat în casă. Ce lipsește de nu ai simțit să te apropii un pic mai mult, totuși? Cum am spus, sunt foarte frumoase, am discutat cu toate. Avem lucruri în comun, dar lipsește, nu știu, chestia interioară care te împinge să ai ceva mai mult, să faci mai mulți pași. Dar ce anume? Pentru că, în general, nouă ne plac sau ne imaginăm că persoana ideală pentru noi ar fi cam așa. Știi, ai un portret oarecum, tu cam știi ce-ți dorești de la o femeie. Și ceva trebuie să lipsească astfel încât să... Pornirea ce poate fi? Nu a fost atracție fizică, nu știu, a fost ceva ce te-a îndepărtat, nu ți-au plăcut anumite gesturi, a fost o fată mai crizată sau ce anume? Nu a fost aspectul fizic. Cum am spus și la Iuliana, când am spus în mod ironic că mă enervează, mi se pare că este cam schimbătoare la atitudine. Și adică... Exact ce am spus mai devreme. Păi noi am avut o singură discuție pe canapea și cu tine nu prea am vorbit, ca să-ți dai seama că sunt schimbătoare. Și probabil s-a uitat înainte și a văzut ieșirile, două ieșiri nervoase am avut eu. Văzut. Te-ai uitat, că ai zis și aseară. Da, dar nu le-am văzut. Și adică eu n-am avut nicio ieșire și eu de când am ieșit dintr-o relație nu cred că am mai stat cu niciun băiat pe aici sau nu știu de unde a tras concluzia asta el. El oricum uită. Adică... El uită foarte repede. Acum îi spun o chestie, mâine uită. De asta, a zis că l-intrigă. A zis el că le enervează. L-intrigă. Da. Chestia asta și poate, uite, lucrul ăsta poate să-l intrige. Nu vreau să mă erigez în avocatul tău, dar am intuit că asta vrei să-i spui. Exact, de asta am spus că nu am spus într-un mod negativ. Te enerva nu înseamnă neapărat că... Ce înseamnă schimbătoare? În ce sens? Și starea pe care o transmite. Când este zâmbitoare, când este... Când are fața foarte serioasă, la modul ăsta. Dar în general n-avem și zile bune și zile mai puțin bune? Ba da, dar le-am observat mai des schimbările astea. Dar, Laura, în ce sens uite? Adică voi discutați cu el și apoi vă adresați aceleași întrebări? Întrebări, da. Eu cred dar că... poate n-a primit răspunsul la întrebările. Și dacă s-a uitat de acasă, el, când a venit aici, oricum nu știa nimic. Adică asta ce a zis Iuliana, oricum este exclusă. Da. Bine, dar onest,
niciuna din voi doi nu, din voi două nu, nu sunteți atrase de el acum, onest. Nu. I-ați spus de nenumărate ori și atunci... Vă spun și eu că nici el nu e atras de noi. Suntem, ne înțelegem bine, nu are nicio treabă cu noi. Eu nu știu dacă își dorește o relație serioasă. Mi-ar fi plăcut să seamene mai mult cu doamna Mihaela, că ne înțelegem, e de Caterinca foarte tare și ne înțelegem foarte bine cu ea, dar am înțeles că seamănă mai mult cu tatălui, este mai rezervat așa. Nu... Simplu, nu există atracție fizică nici din partea noastră și nici din partea lui. Uite, acum Laura a zis la început. Da, hai să luăm pauză de publicitate, că dacă nu, se ridică fetele și îi dau și două perechi de palme lui Dani. Sper să nu fie cazul. Bine, luăm pauză, dragilor. Ne întoarcem imediat cu ultima parte a emisiunii.